Vai, vai. Știi de ce miroase asta? A odorizant pentru mașină. Groaznic. Și uitați-vă cum face. Sunetul pe care îl numesc un leu. Deci, în momentul ăsta, mă ustură buzele rău de tot. Ajutor! Hei, eu sunt Laura și astăzi am revenit cu o nouă testare de rujuri. Însă, astăzi voi testa cu mult mai multe rujuri decât data trecută. Am aici prima cutie cu 12 rujuri, am a doua cutie cu 12 rujuri și am a treia cutie cu 12 rujuri. Pe fiecare dintre acest ruj am dat câte un singur leu. Deci în total avem 12, 24, 36 de lei pentru toate aceste rujuri, ceea ce este extrem de puțin. Sunt niște rujuri foarte ieftine și e pur și simplu wow. Sunt foarte curioasă cum o să iasă și videoclipul de astăzi. Dacă încă o să mai am buzele pe față până mâine dimineață, eu așa sper. În orice caz, dacă încă nu te-ai abonat la canalul meu de YouTube, poți să faci asta chiar acum. Nu uita să apeși și pe clopoțel, ceea ce este foarte important, pentru că dacă nu o să apeși pe acel clopoțel, nu o să îți apară o notificare cu următoarea dată când o să postez un alt videoclip extrem de interesant. Am aici un cont de Instagram la care poți să dai follow, pentru că acolo postez foarte multe poze. Și apropo, toate rujurile pe care le-am cumpărat, nu numai că o să le testez aici cu voi, dar o să le și folosesc în slime-urile mele, pentru că mi-am făcut un canal pe care fac doar slime-uri. Linkul la acest canal va fi aici sus pe ecran și jos în descriere. Deci toți cei care sunt pasionați de slime puteți să treceți aici sus pe ecran sau jos în descriere pe canalul meu doar pentru slime-uri. Iar noi să trecem la acțiune, pentru că avem foarte multe rujuri de testat. Și eu propun prima cutie cu care vom începe să fie aceasta. Hai să o focusez. Aici avem primele noastre 12 rujuri și sunt foarte curioasă cum stă treaba cu ele. Primul ruj pe care o să-l iau este acesta. Ta-da. Și aceasta este nuanța primului nostru ruj. Cam rozalie pentru mine. Hai să vedem dacă o să-mi stea bine cu această nuanță, deși eu nu prea cred. Da, cum ziceam, această nuanță este mult prea rozalie pentru mine. Nu mi se pare că mă prinde bine. Mi se pare că îmi face buzele să pară cam obosite sau moarte. Nu știu, adică arată foarte dubios din punctul meu de vedere. Mie nu prea îmi place cum mă prinde, dar na, fiecare are gusturile diferite, poate cuiva îi place. Miroase dubios, dar acceptabil. Propun ca următorul ruj să fie acesta. Nuanța mi se pare extrem de interesantă. Nu cred că m-am mai dat cu genul ăsta de rujuri, dar cred și sper că o să mă prindă bine. Wow, deci nuanța asta chiar îmi place foarte mult, mi se pare că mă prinde destul de bine, îmi dă așa un aer mai, nu știu cum să explic, dar în orice caz îmi place extrem de mult. Hai să vedem cum miroase. Miroase identic cu primul, sincer, tot a medicamente. Bine, la ce poți să te aștepți la un ruj de un leu, adică până la urmă presupun că toate sunt făcute din foarte multe chimicate. Următorul ruj care va intra în joc este acesta. A, Doamne, ce nuanță drăguță, e acel roșu aprins. Să vedem cum o să-mi stea mie. Deci rujul ăsta mi se pare că se potrivește super bine cu machiajul pe care mi l-am făcut la ochi. Este o nuanță de roșu aprins și culoarea este foarte pigmentată, adică uitați-vă, este destul de apropiată nuanța rujului cu nuanța care mi-a ieșit pe buze. Rujul totuși este un pic mai roșu decât roșul pe care mi l-a făcut mie pe buze, dar mă rog, este acceptabil. Da, toate rujurile din această cutiuță miros identic, mă rog, au și toate recipientul identic, presupun că sunt făcute din aceleași ingrediente. În orice caz, structura este asemănătoare la toate trei pe care le-am încercat până acum. Un pic uleioasă, dar se simte destul de plăcută pe buze.
Următorul ruj. O nuanță destul de dubioșică pe care încă nu am avut ocazia să o probez vreodată, nu am mai avut rujuri asemănătoare, de aia sunt foarte curioasă ce o să iasă de data asta. Sinceră să fiu, sunt destul de plăcut surprinsă pentru că mi se pare o nuanță destul de interesantă și cred că s-ar fi potrivit cu alt machiaj al ochilor, dar în orice caz arată bine. Și mi s-a părut, într-adevăr, că acest miros este mai mult a struguri, mirosul rujului. Ah, mi-am dat și pe nas. Dar în orice caz, ăsta miroase mai bine decât restul pe care l-am încercat până acum. Structura este identică. Destul de acceptabilă, poate după ce am încercat primele 12 rujuri în videoclipul anterior, deja m-am obișnuit cu structura și nu mi se pare atât de rea, dar mi se pare destul de plăcută. Să-l încercăm pe acest rujuleț. Nu prea îmi dau seama care-i faza cu rujul ăsta, dar arată destul de dubioșel, adică este cam zgâriat prin zona asta, pare că l-a mai încercat cineva până la mine. Dar nuanța mă face destul de confuză, nu știu la ce să mă aștept. Wow, și de data asta am rămas destul de plăcut surprinsă pentru că mi se pare o nuanță destul de interesantă. Cred că se potrivește și cu machiajul pe care l-am la ochi. Nu știu ce nuanță este mai exact, dar îmi place destul de mult și dacă mi s-a părut bine... Da, rujul ăsta miroase un pic a cocos, sau cocos, nu știu cum se zice mai corect, dar în orice caz miroase mai bine decât câteva rujuri care miroseau a medicamente. Următorul rujuleț o să fie acesta. O nuanță un pic care duce spre un mov aliu, iarăși pare că a mușcat cineva din el sau pur și simplu la fabrică l-au făcut așa într-o formă mai ciudată. Dar să vedem cum o să-mi stea mie cu această nuanță. Wow, frate, deci rujurile astea mi se par mult mai reușite decât cele din videoclipul anterior, în care am mai testat 12 rujuri. Linkul și la acest videoclip va fi jos în descriere. În orice caz, mi se pare că are o structură mult mai plăcută. Seamănă cu un ruj mai scump. Și culoarea este pur și simplu adorabilă, îmi place extrem de mult cum mă prinde, chiar aș ieși și din casă cu nuanța asta pe mine. Nu știu cum miroase. Are un miros, parcă mai dubios decât restul. Miroase așa un fel de medicamente foarte dulci. Poate o fi vitamina C, cum se numește, dar slabe șanse. Rujurile astea au și o parte bună și o parte rea în același timp. Partea bună ar fi într-un fel că se iau foarte ușor de pe buze cu un șervețel umed și partea rea cred că e tot asta, pentru că de obicei când te dai cu un ruj ai speranța să fie cât mai rezistent, dar nu este cazul acestor rujuri de un leu. Să vedem cum o să-mi stea cu această nuanțică. E genul ăla de nuanță care îmi place mie, un fel de maroniu spre portocaliu sau un fel de nud, mai bine ar spune. Arată interesant, chiar sunt curioasă care e faza și cu nuanța asta. Da, cu siguranță asta este genul de nuanță care îmi place extrem de mult. Într-adevăr, nu prea se potrivește cu machiajul pe care l-am acum pe ochi, însă se potrivește destul de bine cu daily make-up-ul pe care mi-l fac eu cam în fiecare zi când ies din casă, în niște nuanțe mult mai nud. Și vreau să văd cum miroase. M-a dezamăgit. Miroase a medicamente. Păcat, pentru că nuanța era destul de cute. Următorul rujuleț. Oh, nuanța asta mă cam sperie, doamne, e acel roz ciudățel care nu cred că o să-mi stea bine deloc. A, mi-a rămas ruș pe aici. Da, acum pare că am adormit cu o nuanță de ruș pe față și am dormit și mi-am șters buzele și din cauza asta a ajuns o nuanță atât de oribilă.
nu-mi place deloc și cu siguranță nu m-aș da cu așa nuanță vreodată în viața mea. Următoarea nuanță este aceasta. Ăsta este un ruj destul de închis la culoare. Să vedem dacă o să mă prindă bine pe mine. Wow, deci mi se pare că nuanța asta mă prinde destul de bine. Totuși, cred că m-ar prinde mai bine iarăși cu alt machiaj la ochi. Însă, în sine, nuanța este drăguță și, cum ziceam, acest ruj miroase extrem de bine a cocos. Ne-au mai rămas 3 rujuri. Iarăși o nuanță care dă un pic spre movaliu. Astăzi am descoperit destul de multe nuanțe care dau spre mov. Clar nu mă prinde această nuanță și nu cred că m-ar prinde într-o nicio circumstanță, nici cu alt machiaj, nici cu altă față. Pur și simplu nuanța asta nu este făcută pentru mine. Two more to go! Să vedem. Interesant. Să vedem care-i faza. Vai, știți ce miroase ăsta? A odorizant pentru mașină. Groaznic. A, nici măcar nu vrea să se dea pe buze. Simt cum îmi forțează buzele. Oficial, ăsta este cel mai dubios ruj pe care l-am încercat până acum. Simt că mă ustură buzele, doamne, trebuie să-l dau jos mai repede. Groaznic. Nu încercați așa ceva acasă și nici oriunde undeva. Pe mine încă mă ustură buzele de la rujul precedent, dar ne-a mai rămas unul din această cutie. Hai că împreună rezistăm. Arată nașpa. Hai să vedem dacă o să dăm stea bine, dar... Vai, băi, dar pe mine chiar mă ustură buzele. Groaznic. Bine, este un pic mai bine decât mă așteptam, adică putea fi mult mai rău de atât. Totuși nu este o nuanță cu care m-aș duce la vreo întâlnire foarte importantă, pentru că nu mi se pare că mă avantajează. Totuși, unica problemă pe care o văd în momentul de față e că, fără să glumesc, fără să fac mișto, îmi simt buzele amorțite și mi se pare cam dubios. Chiar mă întreb dacă le simt amorțite din cauza că m-am tot dat cu ruj, m-am tot șters cu șervețele umede sau din cauza calității rujurilor. Chiar sunt destul de confuză, sper după acest videoclip să-mi revin. Să trecem la următoarea cutiuță și am făcut o observație și mi-am dat seama că din aceste 12 rujuri, doar 6 sunt de o nuanță individuală. Restul 6 se repetă, adică sunt câte 2 rujuri de aceeași nuanță. Din acest motiv o să încercăm doar 6 rujuri din această cutiuță. Să luăm pe ăsta ca primul. Oh, nu, deci ăsta pare a avea o nuanță destul de metalică, care e de un roz dubios. Mi-e frică să știu cum o să arăt. Să vedem. Miroase a medicamente cu căpșuni. Măcar atât bine din ei. Și uitați-vă cum face. Sunetul pe care îl numesc un leu. Vai de capul meu, arată groaznic, oribil și mi se pare că mă îmbătrânește enorm. Este o nuanță de un roz scârbos, adică chiar este scârbos. Mă face să par foarte bătrână. Și nu că ar fi ceva rău în a fi bătrână, dar în a fi bătrână și a te da cu această nuanță de roz este ceva rău. Bine, fiecare are dreptul să aleagă, într-adevăr, asta este strict părerea mea și oricui îi place această nuanță, poate să se simtă liber să o folosească, însă eu cu siguranță nu o să o mai folosesc. Următoarea nuanță. Și așa arată această nuanță, este de un roșu destul de intens, să vedem cum miroase. Mam, ăsta miroase mai bine și mai puternic ca căpșuni. Să vedem cum o să arăt cu el. Wow, sincer să fiu, sunt destul de plăcut surprinsă. Mi se pare că mă prinde destul de bine, mai ales în combinația cu acest machiaj al ochilor. Pot să zic că structura lui diferă de acea a primilor rujuri pe care le-am probat din prima cutie, însă este la fel destul de acceptabilă.
Am hotărât să scot acele rujuri care erau în plus ca să nu mă încurc cu nuanțele. Astea sunt nuanțele care mi-au mai rămas din această cutie. Wow, asta chiar este o nuanță ciudată. Doar uitați-vă cât de dubios arată. Vai, și iarăși are acea strălucire metalică, care nu prea mă bucură. Nici măcar nu pot să mă dau cu el pe buze. Uitați-vă ce îmi face! Oribil! Nu, efectiv acest ruj este fără speranță și nici măcar nu pot să mă dau cu el pe buze. Cred că oficial totuși ăsta este cel mai nașpa ruj pe care l-am încercat azi, pentru că ăsta nu mi-a lăsat nicio nuanță pe buze și mi-a mai și traumatizat buzele. Următoarea nuanță va fi aceasta. Să vedem ce nuanță este mai exact și cam așa arată. Iarăși are tente metalice, ceea ce nu prea mă încântă, dar merită încercat. Cu asta abia de m-am dat pe buze, se simte foarte uscat, dar miroase drăguț. Nuanța este acceptabilă, putea fi mult mai rău de atât, deci din partea mea este un da. Încă două din această cutiuță, un roz un pic mai dubioșel, iarăși cu tente metalice, ador tentele metalice, Iarăși abia mă dau cu el. Ce-i asta? Cred că buzele mele mă detestă în momentul de față. Nuanța este ok. Pare un fel de nude. M-aș vrea să fie mult mai rău la ce roz am văzut aici. Adică nu seamănă aproape deloc ce văd pe ruj și ce văd pe buze. Pe buze s-a primit ceva mult mai palid. Iarăși un da din partea mea. Încă unul din această cutiuță. Hai să vedem care-i treaba. Vai de mine, deci nuanța asta mi se pare horror. Oh, chiar sunt curioasă cum o să-mi stea mie cu această nuanță. Are și bucăți mai închise la culoare pe aici. Hai să încercăm. Deci eu aproape nu le văd pe buze. E ciudat, dar mi se pare aproape acceptabilă nuanța. Simt doar că îmi ard buzele și că mă ustură extrem de mult, dar este ok, rezist, totuși merită, a meritat încercat această nuanță. Îmi place destul de mult. E un nu destul de interesant. Chiar nu mă așteptam la rezultatul ăsta. Și pentru că am terminat și cu cea de-a doua cutiuță, putem să trecem la a treia, dar nu vă speriați, nu o să încerc toate aceste rujuri, pentru că sunt genul de rujuri cu care te dai și după asta ele îți fac buzele super, super roz. Știu asta pentru că și surioara mea a încercat să se dea cu ele și am realizat că nu merită să le încerc pe toate, pentru că orice nuanță aș alege, ori albastru, ori acest roz movaliu, ori roșu, ori roz, ori portocaliu, ori galben, o să-mi facă buzele roz identice. Totuși, eu cred că o să le încerc pe acest albastru, pentru că mi se pare un pic mai dubios. Hai să vedem cum arată rujul în sine. Mi se pare foarte drăguț, chiar este extrem de adorabil. Hai să vedem ce o să-mi facă ăsta la buze, pentru că de data asta chiar mi-este frică. Ce structură are! Wow, deci chestia asta are o structură, efectiv unge buzele, e foarte, foarte gingaș cu buzele mele și vedeți, m-am dat cu albastru, însă buzele mele devin din ce în ce mai roz. Chestia asta mi se pare destul de genială și totuși mă sperie în același timp, pentru că este dubios. O să te dai cu un ruj de o culoare și el să-ți facă culoarea asta super intensă de roz. Adică rujul e albastru și totuși buzele mele sunt roz. Nu știu ce chimicat mai exact conține genul ăsta de ruj, de fapt toate genurile astea de rujuri, că toate au același efect.
Însă pot să zic că nu mă sperie și vreau să vă mai zic un detaliu despre aceste rujuri. După ce sora mea s-a dat cu genul ăsta de ruj, i-a rămas culoarea buzelor gen cam vreo toată ziua și nu putea să-l dea jos, încerca și nu putea, de-aia l-am lăsat la urmă, pentru că dacă mă dădeam la început cu acest ruj, după nu mai puteam să-l dau jos și nu le mai puteam proba pe restul. Dar nuanța mi se pare destul de drăguță și faptul că rămâne mereu pe buze foarte mult timp, indiferent dacă mănânci, bei, te speli, nu te speli, el rămâne acolo, este și un plus, pentru că e foarte nice să ai mereu rujul pe buze și în același timp este un pic horror, pentru că dacă chiar ai nevoie să dai rujul la jos, nu ai cum. Cam ăsta a fost videoclipul de astăzi în care am testat o groază de rujuri la un leu. Dacă v-a plăcut, nu uitați să îl apreciați, să îmi dați un subscribe la canalul meu de YouTube, pentru că în curând o să fac multe alte clipuri interesante care sper din tot sufletul să vă placă. Eu am fost Laura, vă doresc o zi bună și tot bine din lume, ne revedem în videoclipul următor. Pa! Deci, în momentul ăsta mă ustură buzele rău de tot. Ajutor! Și încă o mică demonstrație a faptului că ultimul ruj nu vrea să se ia de pe buze nici măcar cu șervețelul umed. Deci, vedeți culoarea de acum? Încă e aici. Cred că trebuie să mă împac cu ideea că o să am buzele roz încă câteva ore foarte bune.